Luminița Ciobescu, care deține Carmangeriile Luminița, a declarat că nu este implicată în ancheta care este derulată de Oamenii Legii, care vizează infracțiunea de evaziune fiscală. La Carmangerie am găsit mizeria aia, nu în hala de carne. Nu vreau să-mi pierd clienții, că eu am făcut foarte greu afacerea asta, am muncit din greu ca să-mi iau înțință. Pe data de 12 iulie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au efectuat 11 percheziții la sediile sociale, punctele de lucru și domiciliul unor persoane fizice. În fapt, trei societăți comerciale ce au ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul al cărnii și produselor din carne în magazine specializate, în perioada ianuarie 2014-februarie 2018, au achiziționat și comercializat carne și preparate din carne fără a înregistra în documentele contabile toate veniturile realizate, prejudiciul fiind în curs de estimare. De asemenea, în urma verificărilor s-a constatat faptul că acestea au comercializat și produse alterate care nu trebuiau introduse în consum. Totodată la percheziții au participat și inspectori din cadrul DSVSA Gorj, care în urma verificărilor efectuate au procedat la sancționarea contravențională a două societăți comerciale cu suma de 2.000 respectiv 10.000 de lei, iar ca măsură complementară a fost dispusă confiscarea a 600 kg de produse din carne cu termenul de valabilitate expirat, în vederea distrugerii, fiind dispusă și suspendarea activității de producție la una din societățile comerciale pentru o perioadă de 30 de zile, se arată într-un comunicat al Poliției Gorj.